România riscă să piardă banii din tranșa a doua a PNRR. Pe ultima sută de metri, guvernul încearcă să rezolve toate problemele neglijate până acum. Astăzi, în ședința de guvern, intră ordonanța privind decarbonizarea sectorului energetic, mai exact termocentralele Turceni și Rovinari ar urma să fie trecute în conservare. Xenia Croitoru ne aduce chiar acum mai multe detalii despre acest subiect. Bun găsit tuturor! Proiecte importante pe masa guvernului în ședința de astăzi. Asta înseamnă că am putea să vedem banii din Programul Național de Redresare și Reziliență, tranșa a doua. Asta pentru că până acum existau acele informații în spațiul public că am putea pierde bani prin Programul Național de Redresare și Reziliență pentru că nu am reușit să respectăm anumite jaloane, făcând aici referire la jalonul privind decarbonizarea. Un jalon care ar urma să intre astăzi în ședința de guvern și să fie discutat. Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, înseamnă că minele Turceni și Rovinari ar putea să intre în conservare, așa cum cere Comisia Europeană, pentru a putea ca țara noastră să primească bani prin Programul Național de Redresare și Reziliență, mai exact pentru jalonul al doilea. Asta pentru că această ordonanță privind decarbonizarea ar fi trebuit să intre în vigoare și să fie respectată de către țara noastră. Și în al doilea rând, avertizorul de integritate, un proiect care a trecut de Senat și acesta reprezenta un jalon prin Programul Național de Redresare și Reziliență și pare că aceste două jaloane sunt rezolvate în acest moment și nu ar mai fi nicio problemă cu privire la tranșa a doua din Programul Național de Redresare și Reziliență, însă rămâne o problemă, situația pensiilor speciale. Aici facem referire la jalonul 3 din Programul Național de Redresare și Reziliență, pentru că în acest moment nu există o decizie finală cu privire la eliminarea pensiilor speciale, deși Comisia Europeană a cerut ca țara noastră să rezolve această problemă cât mai repede posibil pentru a putea primi a treia tranșă din Programul Național de Redresare și Reziliență. Pe de altă parte, tot astăzi pe masa guvernului este un alt subiect foarte important, cel care face referire la programul REPowerEU, acel program care pune pe masă programe pentru energia regenerabilă. REPowerEU ar trebui pus astăzi în dezbatere publică.